vieții, doamnelor și domnilor, sunt Laura Tufă. Haideți să urmărim împreună știrile din sport. Pandurii Târgu Jiu vor debuta sâmbătă pe Municipalul Severinean, un joc de clasament în care FCM Târgu Mureș vine cu gândul de a lua puncte, în timp ce pandurii speră să uite ceea ce s-a întâmplat în ultima etapă. Începând de astăzi s-au pus în vânzare biletele pentru acest joc. Marin Condescu așteaptă un sprijin substanțial de la publicul severinean, căruia jucătorii au datoria să le ofere partide cât mai spectaculoase. Sâmbătă de la orele 14, Pandurii Târgu Jiu vor debuta pe Municipalul Severinean, având ca adversară echipa FCM Târgu Mureș. S-au pus în vânzare bilete la prețul de 5 lei la peluze, tribuna 1 și tribuna 2, doar la sectorul 0, ele costând 15 lei. Amatorii de fotbal pot procura biletele din zona autogară, Piața Sârbilor, Hotel Traian și Complexul Comercial Decebal. În ziua jocului, biletele se vor distribui doar în zona stadionului municipal. Ce speră Marin Condescu de la publicul severinean? Ce așteptați de la publicul severinean? Să ne susțină și eu sunt sigur că atâta timp cât vom juca fotbal, vor fi alături de noi. Când nu, nimănui nu-i place să asiste la un spectacol în care să nu aibă niciun fel de câștig. Pandurii vor juca toate partidele până la sfârșitul acestei ediții de campionat pe Municipalul Severinean, ceea ce ne va da șansa de a vedea marile echipe din Liga 1 evoluând în drobeta Turnul Severin. Mâine de la orele 14 se vor disputa jocurile etapei a 11-a din Liga 3-a la fotbal. FC Drobeta va evolua în deplasare la Piatra Olt, în timp ce CS Termo va sta din nou. Etapă interesantă pentru ambele echipe, în special pentru FC Drobeta, care poate deveni liderul de moment al seriei a 4-a. Vineri se vor disputa jocurile etapei a 11-a din Liga 3-a la fotbal. În seria 4-a, FC Drobeta va evolua în deplasare la Piatra Olt, acolo unde va trebui să confirme evoluția bună din jocul cu Olghim Râmnicu-Vâlcea. Liderul seriei, Jiu Rovinari, va evolua în deplasare la FC Caracal, așa că, cel puțin pe moment, am putea asista la o schimbare de lider. Iată jocurile programate în seria 4-a. În seria 5-a, Termo va sta pentru a doua oară și ar putea coborî pe locul al patrulea dacă Autocatania Caransebeș ar câștiga jocul din deplasare cu Școlar Reșița. În restul etapei se vor disputa partidele. Ambele echipe severinene vor reveni pe teren propriu pe 12 noiembrie, când FC Drobeta va întâlni FC Caracal, iar CS Termo va primi vizita unei echipe cu pretenții în această serie, Luceafărul Oradea. Final de săptămână cu multe competiții de handbal. Surpriza vine de la evoluția în Drobeta Turnul Severin a echipei SCM Craiova, care evoluează în Liga Națională. Fetele de la Craiova vor avea un adversar redutabil, echipa pregătită de Gheorghe Tadici venind cu gânduri mari la Drobeta Turnul Severin. Iată că după trofeul Carpați, sala polivalentă va găzdui un nou joc de handbal interesant. Începând de mâine, la Reșița se va disputa turneul 1 al campionatului juniorilor 3 la handbal, în care Clubul Sportiv Școlar din Drobeta Turnul Severin va evolua în serie alături de Liceul Program Sportiv Târgu Jiu, CSS Lugoș, CSS Hunedoara și Liceul Teoretic Traian Voia Reșița. Să sperăm că cel puțin la acest nivel, echipa noastră va avea o evoluție care să însemne și puncte în clasamentul seriei. Juniorii 1 vor evolua duminică de la orele 12 în sala polivalentă, când vor avea ca adversară echipa Clubului Sportiv Școlar Hunedoara, de la care sperăm să obțină primele puncte în această ediție de campionat. Până atunci, nu uitați că sâmbătă de la orele 11, Sportul Municipal Craiova va susține primul joc din Liga Națională la handbal feminin, având ca adversară echipa din Zalău, pregătită de Gheorghe Tadici. Să recunoaștem că va fi un final de săptămână cu o ofertă generoasă pentru iubitorii de sport severineni. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile din sport. Cu alte detalii vă aștept și mâine la aceeași oră. Sunt Laura Tufă, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!